Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a anunțat finalizarea proiectului Inserția pe piața muncii, vectorul învățământului terțiar. Proiectul a fost finanțat prin POCU. Acesta a fost implementat în parteneria cu Universitatea din Pitești, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Vasile Alexandri din Bacău în perioada 5 februarie 2019-5 august anul curent. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a participat în proiect în calitate de beneficiar. Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul Social European prin programul operațional Capital al uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competență. Valoarea totală a proiectului a fost de aproape 6 miliarde de lei, din care valoarea contribuției Fondului Social European a fost de aproape 5 miliarde de lei. Valoarea contribuției de la bugetul național a fost de aproape 800 mii de lei, iar contribuția partenerilor a fost de aproximativ 120 de mii de lei. Obiectivul general al proiectului a vizat diversificarea și îmbunătățirea ofertei și programelor educaționale prin 4 centre de învățământ superior acreditate, reprezentative pentru 3 regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților în învățământul terțiar universitar și non-universitar, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice sau domeniile identificate. Numărul beneficiarilor proiectului a depășit țintele propuse de 400 de persoane, dintre care 300 de studenți, 40 de cursanți și 60 de cadre didactice. Beneficiarii menționează că rezultatele proiectului au fost atinse integral, fără prelungirea ale proiectului și cu respectarea bugetului propus inițial.